Binecuvintează, Părinte, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și rădăuților, pentru cinstita preoțime și Ceandru Hristos de Aconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Părintele nostru, stareț arhimandritul Melchisedec, din plinul toți părinții, frați, ostenitori, închinători, câtitori și binefăcători acestui Sfânt rocaș, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru crâmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ustenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru frații noștri, monahi, Irinar, Hristodul, Hariton și Teodot, pentru acoperirea și ajutorul lor de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Neprihăniți, neosândiți și neîmpedicați să împlinească ei desăvârșirea chipului monahicesc, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să petreacă ei în toată cucernicia, în dreaptă credință și în curățenie, Domnului să ne rugăm. Doamne, ca să se îmbrace în omul cel nou, cel zidit după chipul lui Dumnezeu, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru lăsarea și iertarea păcatelor lor săvârșite până acum, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slavă lui Dumnezeu spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să fie împreună lucrător și sprijinitor în toate lucrările cele bune, pe care cu luminare dumnezeiască voințele să vârșim, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu să caute cu îndurare asupra robilor săi și să înceteze toată urgia care este pornită asupra întregii lumi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se lășuiască pace între popoare, să alunge de la noi ura, dezbinare și răutatea Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta Fiului împăratului. Poporului Tău și dealurile dreptate. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Pentru rugăciunile născătoare de Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Juratul s-a Domnului David, adevărul și nu va lepăda, din rodul pântecelui Tău voi pune pe scaun. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace, Domnul.
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăbită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și împururea Fecioara Maria, cu Sfinții Teopomenii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Se va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, pe noi cei ce-ți cântăm ție, Aliluia! Cel prea-nalt a sfințit locașul. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, pe noi cei ce-ți cântăm ție, Aliluia! Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, pe noi cei ce-ți cântăm ție, Aliluia! Răsărim în zilelui dreptatea și mulțimea păcii. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai întrupat pentru noi, pe noi cei ce-ți cântăm ție, Aliluia! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, Marele neschimbate ai întrupat. Răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Trăime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu Sfinții s-o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Pe bun și viitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui
și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Va fi numele Lui binecuvântat în veci. Astăzi este începătura mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiului Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gavril harul bine vestește. Pentru aceasta și noi împreună cu dânsul Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni. Astăzi este începătura mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiului Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gavril harul bine vestește. Pentru aceasta și noi împreună cu dânsul Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Astăzi este începătura mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiului Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gavril harul bine vestește. Pentru aceasta și noi împreună cu dânsul Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Thank you.
Doamne, mântuiește pe cei mici.
Yeah.
și Duhului tău. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților. El ce se sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați zicând, spune voi fraților mei numele tău, în mijlocul bisericii te voi lauda. Fiarăși, eu voi fi încrezător în el, ci iarăși, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe aceia pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Pentru că, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Drept aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului. Că prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce sunt ispitiți să le ajute. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că decredem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu, în cei adormiți întru Iisus, îi va aduce preună cu el. Și aceasta vă spune după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă, la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer.
și cei morți întru Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa purărea cu Domnul vom fi. Cititorule și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvintează, Părinte, de binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru, Părinte. În înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a 6-a lună, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, zis, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său, David.
și va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul răspunzând a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețele ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea stearpă, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Pace ție, celui ce bine ai vestit. Slavă! Sufletul din tot cucetul nostru să zice: Doamne, miluiește! Doamne, a Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preasfințul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Melchisedec, din preună cu toți părinții, frații, ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru binecredinciosul poporul mântuit de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașe și satru și pentru viitoarele Hristosoase, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Frații noștri, romonași, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adoriți părinți și frații noștri dreptămăritori creștini, care odihănesc aici și pentru tine. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, viețuitori, ctitori și binefăcători ai Sfânt Locașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru frații noștri,
monahii Irinar, Histodul, Hariton și Teodot, pentru acoperirea și ajutorul lor de la Dumnezeu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm ca neprihăniți, neosândici, neîmpedicați, să împlinească ei desăvârșirea chipului monahicesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Toată cucernicia îndreaptă credință și curățenie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugăm ca să se lepede ei de omul cel vechi și ca să se îmbrace în omul cel nou, cel zidit, după chipul lui Dumnezeu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru lăsarea și iertarea păcatelor lor săvârșite până acum. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru fiitorii binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să trimită din belșug dumnezeiescul său har asupra mănăstirii acestea, pentru ca lucrările ce se vârșesc întrânsa cu darul său să fie duse la bun sfârșit și cu cei ce se nevoiesc la înnoirea ei să fie împreună lucrători și sprijinitor în toată fapta cea bună. Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule, aduțitorule împărate al slavei, trimite din sfânt locașul tău pace peste poporul dreptcredincios și pentru rugăciunile lui ai milă de el, încetând toată durerea și necazul și se nas din războaie. Cu umilință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostivire caută, Doamne, spre durerea celor care au fugit din calea războiului, spre suferința mamilor și spre suspinul pruncilor, care aleargă în pământ străin. Cu umilință ne rugăm, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ustenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, robilor lui Dumnezeu, prea fericiții, ctitori ai sunt locașului acestuia, toți care s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic, toți care li se face astăzi pomenirea, cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Mila
Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeu, Duhul, și-a tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul l-a surpat și-a dărit viață lumii ta, Însuți Doamne, sufletele adormiților robilor tăi și a fericitictitor ai Sfântului Locașului acestuia, voievozii Bogdan, Alexandru, Petru, Bogdan, Petru, Bogdan, Radu, Ștefan, Ștefan, Constantin, Alexandru, Petru, Constantin, Eremia, Vasile, Gheorghe, Radu, Doamnele Maria, Maria, Evdochia, Ruxandra, Elena, Maria, Sultana, Ruxandra, Ecaterina, Elisabeta, Patriarhul Teoctis, Mitropoliții Teoctis, Sava, Antonie, Visarion, Arhiepiscopul Victorin, Episcopii Filotei, Calistru, Isaia, Gerasim, Arhimandriți Artemon, Grigorie, Bartolomeu, Iachin și Teodor, Ierosimonahii Benedict, Teofan și Chiesare, Monahie Ofrosina, Gheorghe, Anastasia, Ioan, Tatiana, Elena, Nicolae, Antonana, Ilie, Elena, Nicandru, Grigorie, Ignate, Mihail, Sofia, Grigorie, Cristina, Irina, Teodor, Maria, cu tot neamul cel adormit, Elena, cu tot neamul cel adormit, Vasile, Margalina, Arcadie, Floarea, Aurora, Dumitru, Ioan, Viorica, Maria, Eudochia, Trandafira, Catrina, George, Raveca, Spiridon, Catrina, Dumitru, Axenia, Matroana, Irina, Ilie, Gheorghe, Parascheva, Gheorghe, Victoria, Catrina, Constantin, Maria, Irina, Constantin, Irina, Parascheva, Rodica, Irina, Sabeta, Irina, Parascheva, Silvia, Maria, Raveca, Constantin, Alexandru, Zanfira, Maria, Mare, Iosif, Ioan, Petru, Maria, Constantin, Sorin, Petrea, Felicia, Vasile, Cristina, Traian, Ana, Ioana, Ritina, Dumitru, Trifon, Mihai, Virginia, Stella, Ștefan, Elena, Gavril, Precu, Dumnezeu, Abraham, Elisabeta, Vasile, Irina, tot neamul, Alexandru, Vasile, Maria, Vasile, Petru, Padre, Maria, Precu, pe Doamne, adormit. Preotul Aurelian, Iordan, Niculina, Maria, Parascheva, Alexandre, Elena, Stoian, Anica, tot neamulor cel adormit, Ioana, Retina, Trifon, Dumitru, Ana, Elisabeta, Alexandru, Valeria, Petru, Vasile, Vasile, Arcadie, Mihail, Gavril, Eufrosina, Parascheva, Vespasian, Ilie, Constantin, Petru, tot neamulor cel adormit, Gheorghe, Magdalena, Petre, Valeria, Gheorghe, Zamfira, Chiriac, Maria, Trifon, Vasile, Clareta, Silvestre, Eugenia, Maria, Ana, Gheorghe, Parascheva, Gheorghe, Constantin, Petre, Ana, Gheorghe, Elisabeta, Vasile, Ionel, Vasile, Dumitru, Nicolae, Iustina, Domnica, Ilie, cu tot neamulor cel adormit, Ileana, Catrina, Zanfira, Dionise, Vasile, Dragoș, Tabeta, Vasile, Vasile, Coca, Vasile, tot neamul cel adormit, Vasile, Ilie, Domnica, Ilie, Mafta, Valerica, Radu, Constantin, Anita, Vasile, Constantin, tot neamul cel adormit, Patriarhul Teoptis, Episcopul Victorin, Timen, Justinian și Gerasim, Arhimandria, Cleopa, Ioanie, Protosingri, Varsalusie, Ambrozie, Preotul Nicanor și Constantin, Arhidiaconul Teofilact, Monahia Adriana, Monahul Petru, Monahia Benedicta, Boris, Maria, Constantin, Anton, Aneta, Vasile, Teodora, Maria, Constantin, Vasile, Aurora, Ștefan, Marița, Aristidia, Elisabeta, Aurelia, Dumitru, Natalia, Viorica, Petre, Maria, Maria, Constantin, Maria, Magdalena, Grigore, Calistru,
Dumitru Ioan, Ioan Elisaveta Claudia, Petru Larisa Ioan Elena Eugen, Elena Pavel, Leonida, Aurica Grigorie, Ana Grigorie, Virginia Sava, Viorica Gheorghe, Silvia, Alexandra, Mirela, Alexandrina, Teodor, Vasile, Olimpia, Vasile, Vasile, Olimpia, Florin, Gherghina, Mircea, Constanța, Maria, Ioana, Ioana, Petru, Dumitru, Radu, Simeon, Rahila, Nicolae, Vlad, Toma, Rarita, Ileana, Rahila, Doamne, miluiește, Mihai, Constantin, Ioan, Vasile, Maria, Maria, Elena, Elena, Marieta, Antoaneta, Alexandra, Ivona, Nica, Vasile, Costel, Ilie, Georgeta, Nicolae, Antoniam, preotul Vasile, Nicolae, Vasile, Florica, Elena, Vasile, Elena, 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 Gheorghe, Eugeniu, Anica, Constantin, Maria, Costache, Ruxandra, Gheorghe, Maria, tot neamul cel adormit, Olga, Alexandru, Maria, Constantin, Anica, Nicolae, Vasile, tot neamul cel adormit, Micanor, Ioana, Maria, Ilie, Nenuța, Ioan, Elisie, Eugen, Felicia, Dumitru, Traian, Nicușor, Constantin, Veronica, Vasile, Petru, Andrei, Doare, Vasile, Matroana, Maria, Manu, tot neamul cel adormit, Dumitru, Vasile, Aspasia, Gheorghe, Elena, Aritina, Ioan, Senovia, Parascheva, Trifon, Trifon, Aglaia, Aurița, Silvestru, Nicolae, Maria, Maria, Istrate, Constantin, Ilie, Ioan, Dumitru, tot neamul cel adormit, Părintele Calinic, Părintele Antonie, Părintele Benedict, Ana, Gheorghe, Vasile, Mafta, Gheorghe, Constantin, Iosif, Veronica, Veronica, Toadri, Iliana, Parascuta, Ștefan, Irina, Jelen, Silvestre, Silvia, Aspazie, Iliana, Nicolae, Maria, Mihai, Călina, Neamu, Cera, Dumitru, Ilie, Leonte, Valentina, Aritina, Dumitru, Ana, Dumitru, Aritina, Dan, Constantin, Artemisia, Ilie, Radu, Ioana, Glaia, Petru, Irina, Vasile, Macrina, Neculai, Pantelimon, Marița, Arcade, Măriuța, Florian, tot neamul cel adormit. Elena, Dumitru, Elisabeta, Gheorghe, Elisabeta, Gheorghe, Elena, Ioan, Veronica, Ilie, Minodora, Nicolae, Margareta, Gheorghe, Octavia, Rodica, Ioan, Vasile, Silvia, Constantin, Teodora, tot neamul cel adormit. Nu cei care s-au pomenit, odihnește-ne, Doamne, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. De orice greșeală o să vrește cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veaș, cuvântul tău adevărul. Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna dorinților Îngerilor Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm când și plărim plecăceri fără de început și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește! Cei credincioși pentru cei chemați, ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Descoperirilor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Ască pe dânsii cu Sfânta Sa, s-o porâncească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ei,
chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne! Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Sunteți chemați și Ca nimeni din cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși și iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cu pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Asupra stăpânirea ta, totdeauna fiind păzit, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
și că Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Părintele nostru Stateț, Arhimandritul Melchisedec, dinpreună cu toți părinții, frații, ostenitorii și închinătorii acestei sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindem, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe oștirea țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, eromonachi, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahiși, pe toți din clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți și pururea pomeniți, ctitorii Sfântului locașului acestuia, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, roi ostașul tuturor români din toate timpurile și din toate locurile,
căzut pe câmpurile de luptă în lagări închisori, pe meleagurile Basarabiei și ale Bucovinei, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru unitatea, libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiții robii lui Dumnezeu, Mitropolitul Bartolomeu, Arhiepiscopii Victorin Timen Justinian, Episcopul Gherasim, Arhimandriții Achim, Cleopa Sofiana, Senie Policar, Ierarhimonahii Chesarii Paisiem, Prăpăierea lui Ionel, Arhidiaconul Teofilat, robii lui Dumnezeu, Corneliu și Natasha, Ioan, Nicolae, Filip, Gheorghe și Șinița Felicia, Stelian, Dumitru, Tiberiu, Daniela, Putoarea mâlor ce le-au dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Dă, Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. De Doamne!
și iertare de păcatele și de greșelile noastre la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem. Noastră credorie neînfruntată în pace și răspuns bun la împlicoșătoare judecatul lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pace cu ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și de desfântire. Care din Tatăl s-a născut,
mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoare de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc și umbătesc iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă pacea o aduce. Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem inimile. Și pământ.
Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Acesta tot, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducem de toate și pentru toate. Prea Sfânta Curată, prea Binecuvântată, amărita Stăpâna noastră, pe Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria. Oh.
Episcopul Sucevei și Rădăuților, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate, și ne dă nouă cu o gură și cu inima slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie minele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți și cu Duhul tău. Iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul Său har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi tot de cazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, harul. Doamne, miluiește! Cu toată desăvârșită sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul se cere. Dă-i, Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul se cere. Dă-i, Doamne! De păcatele și greșelile noastre la Domnul să cede. Doamne! Și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cede. Doamne! Că la altă vreme a vieții noastre în pace și după căința o săvârși la Domnul să cere. Doamne! Și creștinezi vieții
noastre, fără durerele înfruntate în pace, și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Da, Doamne! Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cine vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel ce de Tată și a zice... Tatăl nostru, Oh.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apărătoare, Doamnă, mulțumim de Oh.
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Astăzi Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gabriel, darul îl binevestește. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Iubiți credincioși, se cuvine să începem prin a aduce mulțumire prea milostivului Dumnezeu că din mila și bunătatea Lui cea nemărginită am ajuns și anul acesta să ne bucurăm de marele prasnic al bunei vestiri care, așa cum am auzit, este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei cei din veac. În fiecare an, în această zi de 25 martie, ne aducem aminte de buna vestire, vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gabriel Maicii Domnului și prin ea întregului neam omenesc. Deci astăzi, iubiți credincioși, ne aducem aminte de acea zi fericită și plină de bucurie duhovnicească pentru neamul omenesc, zi în care Îngerul Gabriel a venit în biserica unde se afla în rugăciune Fecioara Maria și i-a adus vestea cea mare și binefăcătoare că va aduce în lume și va purta în brațe pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul sufletelor noastre. Astăzi ne aducem aminte de ziua aceea fericită în care s-a descoperit lumii taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Ziua aceea în care Fiul lui Dumnezeu își ia sălaș de om în pântece de fecioară și astfel Fiul lui Dumnezeu se face Fiul omului. Se face ceea ce nu era, adică om, dar rămâne ce era, adică Dumnezeu. Și Fecioara Maria se face ceea ce nu era, adică mamă, dar rămâne ce era, fecioară. Iată taină mare, fecioară și maică, maică și fecioară. O, cât de minunată și plină de taină este această veste bună pe care noi o întâmpinăm cu cântarea Binevestește pământule bucurie mare, lăudați ceruri mărirea lui Dumnezeu. Niciodată, iubiți credincioși, nu a răsunat pe pământ o veste mai bună ca aceasta și nimeni dintre fiii oamenilor nu a fost prea mărit ca Fecioara Maria. Cu mintea copleșită de o minune ca aceasta, cu inima plină de bucurie pentru această vestire pe care Îngerul lui Dumnezeu o face uneia dintre fiicele pământului, îndrăznim și noi să ne apropiem de lumina acestui prasnic, de taina și minunea pe care o cuprinde el, și să arătăm
cine este aceea pe care cerul a ales-o să fie născătoare de Dumnezeu, chivot sfințit, năstrapă de mare preț, biserică vie și rai cuvântător, scară cerească și Maica Luminii. Pe cine vom întreba întâi să ne spună despre acest praznic? Cine ar putea să ne descrie minunea ce s-a petrecut atunci? Cine ne va putea arăta de ajuns frumusețea duhovnicească a ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii? Cu adevărat, iubiți credincioși, nu sunt graiuri, nici cuvinte, a te lăuda pe tine de ajuns născătoare de Dumnezeu, și filosofii, vorbitorii, cei cu multă știință, îi vedem născătoare de Dumnezeu ca pe niște pești, fără de glas înaintea ta. Îngerii se minunează și limba amuțește cum s-a unit nașterea cu Fecioara, cum s-a făcut Dumnezeu om, cum s-a arătat rod fără rădăcină, râu fără izvor, fiu fără de tată și mamă fără de bărbat. Mare este puterea tainei și negrăit este chipul minunii. Dar cum s-a săvârșit aceasta, nu mă întrebați. Căci nu este minte să o poată pricepe, nici limbă să o spună, ci noi minunea crezând și Fecioarei Maria închinându-ne, venim la acest praznic călăuziți de Sfânta Scriptură, ajutați de Sfânta Biserică, în mijlocul căreia Maica Domnului stă ca un rug aprins, primind rugăciunile noastre și ducându-le către Fiul ei și Dumnezeul nostru. Iubiți credincioși, din paginile Sfintei Scripturi știm că Dumnezeu, înțeleptul creator al tuturor lucrurilor, după ce a creat lumea nevăzută și cea văzută, la urmă a luat țărână din pământ și a plăsmuit și înfrumusețat pe primul om, pe Adam. L-a însuflețit cu suflare de viață după chipul său și l-a pus în raiul desfătării ca să aibă ca împărat al întregii lumi sceptrul și stăpânirea. Dar pentru că n-a fost găsit pentru Adam ajutor asemenea lui, a pus Dumnezeu somn peste el și a adormit și a luat una din coastele lui și a împlinit în locul ei carne și a făcut Dumnezeu pe femeie din coasta pe care a luat-o din Adam. Astfel creată, această prea sfântă pereche lumina ca soarele și ca luna în acele frumuseți nevestejite ale raiului. Dar n-a trecut mult timp când, după sfatul rătăcirii diavolești, a suferit acea întunecare cădere în păcat. Prin urmare, după ce
Adam a fost scos din raiul desfătării și a căzut în moarte din nemurire, trebuia să ia de la Eva osul acela pe care i l-a dat la creație. Dar pentru că și ea căzuse în aceeași stricăciune și blestem, nu putea să îl dea, așa că femeia a rămas datoare. Acum ce a făcut milostivirea cea mare a lui Dumnezeu, care vindecă cele neputincioase și plinește pe cele ce lipsesc? A binevoit preamilostivul Dumnezeu și a trimis pe unul născut fiul său, pe noul Adam. Acestuia, tainica Evă, copilul dumnezeiesc Maria, îi plătește împrumutul făcut strămoașei, dând de trupul ei curat. Și cuvântul, trup s-a făcut și a locuit între noi, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Aceasta o spune și Sfântul Teofan în Cântările Fecioarei, ca din partea acesteia. Pe mine, deci, prin mine, deci să fie nimicit blestemul Evei, prin mine a să fie plătită datoria cea veche. Minunată a fost plăsmuirea strămoașei, dar mai minunată este plăsmuirea din nou de azi a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Acolo Adam, după ce a fost făcută Eva din coasta lui, a rămas teafăr ca mai înainte. Aici, Fecioara, după ce Cuvântul lui Dumnezeu a luat trup, a rămas Fecioară înainte de naștere, în naștere și după naștere. Acolo, diavolul stricător de suflete prin otrava înșelăciunii, vei fi ca și Dumnezeu, a omorât tot neamul omenesc. Aici, arhanghelul Gabriel, prin buna vestire, prin bucură-te, a predicat mântuirea. Acolo Eva, din pricina marei ei mândrii, gustând din pomul cunoștinței, a pierdut harul dumnezeiesc. Aici, Fecioara, din pricina adâncei ei smerenii, iată roaba Domnului, a ajuns Maica lui Dumnezeu. Acolo Eva a auzit, în dureri vei naște fiu. Aici, Fecioara, iată, vei lua în pântece și vei naște fiu. Trebuie, iubiți credincioși, să ne minunăm de nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său, unul născut, l-a dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar cum s-a făcut vestea cea bună? Iată ce citim în Sfânta Scriptură despre acest praznic. Am ascultat Evanghelia de astăzi, în care s-a zis: iar în a șasea lună, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea, numit Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a grăit: bucură-te,
ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine ce fel de închinăciune poate să fie aceasta. Dar îngerul îi zise: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei zămisli în sânul tău și vei naște un fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul părintelui său David și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria zise către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și îngerul, răspunzând, grăi: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Aceasta este, iubiți credincioși, partea principală în care Sfânta Scriptură ne vorbește despre Maica Domnului. Dar chiar dacă ar fi singurul citat biblic în care să se vorbească despre Fecioara Maria, el este de ajuns ca să ne arate rolul cel mare pe care îl are Maica Domnului în lucrarea mântuirii neamului omenesc. Este destul să aflăm din acest citat vestea pe care o face Arhanghelul Gabriel, că ea va fi Maica Mântuitorului Lumii, pentru ca să ne apară înaintea noastră mai presus decât îngerii și decât sfinții. Căci dacă îngerii, cunoașteți, sunt vestitorii voii lui Dumnezeu și călăuzitori pe căile mântuirii, Fecioara a împlinit voia lui Dumnezeu așa de deplin încât a fost învrednicită să poarte în sânul ei pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Ea nu este așadar numai vestitorul voii lui Dumnezeu, ci e aducătoare în lume a însuși Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a cuvântului lui Dumnezeu întrupat în pântecele ei fecioresc. Prin Maica Domnului, Dumnezeu s-a coborât pe pământ și a petrecut cu oamenii, slobozindu-i din robia păcatului și făcându-i din nou moștenitori a împărăției lui Dumnezeu, cea pierdută oarecând din pricina păcatului strămoșesc. Dar Maica Domnului e mai presus de toți, de toți sfinții, pentru că ea s-a îmbrănicit nu numai de darul sfințeniei, ci însăși a fost aleasă dintre fiii pământului să poarte și să nască pe izvorul sfințeniei, pe Mântuitorul Lumii. Despre aceasta ne încredințează însăși cuvintele îngerului Gabriel, care venind s-a închinat ei și i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de dar,
Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Privește, omule, privește cu ochiul credinței această arătare a trimisului lui Dumnezeu și te minunează de închinarea lui. Ascultă cuvinte ca acestea din gura lui Gavriil, aducătorul veștilor dumnezeiești, și te minunează. Îngerul Domnului se închină înainte fecioarei, o salută cu salut îngeresc și nemai auzit. Și când te gândești că sunt unii oameni care își zic creștini și se țin că ei cunosc Sfânta Scriptură, dar nu dau cinstea cuvenită Maicii Domnului și coboară în sânul oamenilor de rând pe Maica Domnului. O, Doamne! O, Doamne, câtă depărtare de la adevăr și câtă întunecare de minte este la asemenea creștini! Îngerul Gabriel o numește plină de har, pentru că în ea s-a revărsat toate darurile cerești. Iar noi, imitând chipul îngeresc, îi cântăm în duminicile din postul mare, la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cântarea: de tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, soborul îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvântător, lauda fecioriei din care Dumnezeu s-a întrupat și trup s-a făcut, cel ce este mai înainte de veci, că brațul tău scaun s-a făcut și pântecele tău mai desfătat decât cerurile l-a arătat. De tine se bucură toată făptura, ceea ce ești plină de dar, mărire ție. Iată, iubiți credincioși, atâtea motive pentru care o numim pe Maica Domnului prea sfântă. Fiecare om, cunoașteți, e înzestrat de Dumnezeu cu unul sau mai multe daruri. Sfinții au strălucit prin lucrarea Harului în viața lor, prin credință, evlavie, iubire de Dumnezeu și de oameni, bunătate, curaj și răbdare în suferințe. Dar mai presus de toți, în sufletul și viața Maicii Domnului, Harul a împletit cea mai frumoasă cunună de virtuți, căci ea a fost plină de dar. Sufletul și trupul ei, hrănit din darurile lui Dumnezeu, au rămas străine de toată întinăciunea. Maica Domnului este crinul cel alb care a odrăslit în grădina de spini a neamului omenesc. Viața ei este ca apa cristalină în cursul căreia n-a intrat întinăciunea păcatului. Maica Domnului este cristalul în care n-au pătruns corpuri străine. În ea, precum zice o cântare bisericească, s-a oprit curgerea păcatului, care năvălea în lume până aici, fără a cunoaște vreo oprire. Iar în ziua Bunei Vestiri, când Duhul Sfânt s-a coborât asupra ei, a risipit și umbra păcatului strămoșesc, făcându-o prea curată și biserică sfințită a lui Dumnezeu. Dar ascultă mai departe graiul îngerului și te minunează.
binecuvântată ești tu între femei. Ce grăiește el prin asemenea cuvinte? Tot așa a întâmpinat-o și rudenia ei, Elisabeta, când văzându-o a zis: de unde mie bucuria aceasta să vină Maica Domnului meu la mine? Și de atunci, iubiți credincioși, șiruri întregi și nesfârșite de credincioși s-au rugat Maicii Domnului, zicându-i: prea binecuvântată ești, născătoare de Dumnezeu. Pentru călcarea poruncilor lui Dumnezeu, cea din tâi femeie, Eva, a fost osândită, iar acum, pentru păzirea poruncilor, Maria a fost binecuvântată. Dacă după cea din tâi femeie a apăsat asupra femeii blestemul, acum, prin preacurata și binecuvântata Fecioară Maria, s-a ridicat blestemul și s-a dat binecuvântarea pentru toate femeile care urmează chipul de viețuire, al cărei început s-a făcut Maica Domnului, pentru toate femeile care ascultă și împlinesc voia lui Dumnezeu. Și auzind Fecioara glasul îngerului, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? S-a tulburat, dar nu s-a îndoit. S-a tulburat, dar nu a cârtit. N-a priceput, dar a ascultat. S-a uimit de o asemenea închinare, dar nu s-a mândrit, ci s-a smerit și, stând într-o ascultare, a primit dezlegarea tainei și a minunii ce se săvârșea. Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Minunea se împlini și Fecioara Maică deveni, fără a pierde starea cea dinainte. Cerul și pământul s-au unit în sânul ei și ea, născătoare de Dumnezeu, se va numi în veac, dar din această clipă ea a devenit și Maică mijlocitoare a mântuirii noastre. De atunci, veselindu-ne pururea de această veste bună, zicem: toată nădejdea noastră spre tine o pune, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne sub acoperământul tău. Mare este praznicul de azi, iubiți credincioși, plin de multă, multă bucurie, pentru că astăzi prorociile se împlinesc, lacrimile se șterg, întunericul se împrăștie, lumina în Nazaret se arată. Astăzi ochii Fecioarei văd înger, urechile aud glas de arhanghel, iar pântecele ei primește roa Duhului Preasfânt. Iubiți credincioși, să ne silim și noi ca nu numai în cuvinte și cântări pe Maica Domnului nostru să o lăudăm, ci mai ales cu tot felul de fapte bune. Iată, vestea cea bună s-a adus. Hristos s-a întrupat, Fecioara în brațe l-a ținut, Nazaretul l-a tăinuit, popoarele au crezut, lumea s-a mântuit, biserica s-a întemeiat
și noi creștini, fii ai lui Dumnezeu, ne chemăm. Dar să nu uităm, pentru a ne chema fii ai lui Dumnezeu, trebuie să purtăm în noi pe Hristos. Și pentru a ne învrednici, a-L purta în inimile noastre pe Hristos, trebuie să ne silim a dobândi și noi darurile cele alese ale Maicii Domnului, curăția trupului, rugăciunea minții, smerenia inimii și ascultarea. Trupul, iubiți credincioși, să-l ferim de feluritele necurății. Mintea, prin rugăciune, la cer să o înălțăm, iar inima, în adâncul smereniei să o cufundăm. Deci să urmăm Maicii Domnului, cerând în toate ajutorul ei, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmbrânzirea Stăpânului. Deci din sărbătoarea și din Evanghelia de astăzi, noi am învățat că buna vestire este începutul mântuirii noastre. Și așa cum am văzut, începutul mântuirii se face prin smerirea Maicii Domnului. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Astăzi, iubiți credincioși, este lăudată virtutea smereniei. De fapt, cunoașteți, întreaga viață a Maicii Domnului și a Mântuitorului încep să se săvârșesc și se sfârșesc într-o smerenie. Mare, foarte mare este virtutea smereniei. Să ne rugăm și noi, Maicii Domnului, să ne ajute ca și noi să ne putem smeri și împlini voia lui Dumnezeu spre mântuire, să punem și noi astăzi început al mântuirii noastre și să ne rugăm Maicii Domnului zicând, dă-ne, Maica Domnului, depărtarea patimilor sufletești și trupești, alinarea bolilor, împrăștierea necazurilor, viață liniștită și plină de pace, aprinde-ne de dorul Fiului Tău, fă viața noastră plăcută Lui, ca împărtășindu-ne de fericirea cea veșnică, să cântăm împreună cu îngerii, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine și prin tine cu noi. Amin. Alesa Domnul Sionul și l-a oselit pe el spre locașul lui. Și aliluia, aliluia, aliluia. Frica lui Dumnezeu, credință și cu dragoste se va apropia. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cei care v-ați povedit și ați primit binecuvântare pentru a primi Sfintele Taine, apropiați-vă și ziceți, cred, Doamne, mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai uit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă toată greșeala cea de voi, cea fără de voi, cea cu cuvântul sau cu lucrul, cea într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, celei de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda,
și ca tălharul, mărturisindu-mă secție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește Trupul lui Hristos, Oh,
Doamne Dumnezeul meu, că nu m-ai lepădat pe mine păcătosul, ci părtaș Sfinților tale taine m-ai învrednicit a fi. Mulțumesc ție că pe mine nevrednicul am împărtășit cu preacuratele tale daruri m-ai învrednicit,
și stăpâne iubitorile de oameni, care pentru noi ai murit și ai înviat și ai dorit nouă aceste înfricoșătoare și de viață făcătoare taine, spre binefacerea și sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre. Dă să fie și mie acestea spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre izgonirea potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împăcarea sufleteștilor mele puteri, spre credință neînfruntată, spre dragoste nefățarnică, spre desăvârșirea înțelepciunii, spre paza poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Ca în sfințenia ta, cu acestea fiind păzit, să pomenesc harul tău, pururea și să nu mai viez mie, ci ție, stăpânului și binefăcătorului nostru. Și așa, ieșind din această viață, în nădejdea învierii celei veșnice, în nădejdea vieții celei veșnice, să ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și dulceața cea fără de sfârșit a celor ce văd frumusețea cea nispusă a feței tale. Că Tu ești dorirea cea adevărată și veselia cea nespusă a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, Împăratul veacurilor și Făcătorul tuturor, mulțumesc Ție pentru toate bunătățile câte mi-ai dat mie și pentru împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine. Deci mă rog Ție, bunule și iubitorule de oameni, păzește-mă sub acoperământul Tău și sub umbra aripilor Tale, și îmi dăruiește până la suflarea cea mai de pe urmă cuget curat și cu vrednicie să mă împărtășesc cu sfintele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Că Tu ești pâinea vieții, izvorul sfințirii, dătătorul bunătăților, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce de bunăvoie mi-ai dat mie spre hrană trupul Tău, foc fiind care arde pe cei nevrednici, să nu mă arzi pe mine, Făcătorul meu, ci mai vărtos intră în alcătuirea mădularilor mele și în toate încheieturile, în rărunchii în inimă și arde spinii tuturor păcatelor mele. Curățește-mi sufletul, sfințește-mi gândurile și oasele, numărul de plin al celor ce în simțuri luminează. Peste tot mă pătrunde cu frica Ta, pururea mă acoperă și mă apără și mă păzește de tot lucru și cuvântul pierzător de suflet. Curățește-mă, spală-mă și mă îndreptează, înțelepțește-mă și mă luminează. Aleluia, aleluia, aleluia. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit lucruri ce ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedesfăzitei Sfintei Treime chinându-ne, că așa vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aleluia, aleluia, aleluia. Creți primind dumnezeieștele, sfintele, prea curatele, nemuritoarele, înfricoșătoarele, cereștile și de viață făcătoarele lui Hristos taine. Cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apoi, miluiește, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
pace să ieșim. Pentru numele Domnului, Doamne, miluiește! Ceea ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba acasă Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericii Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogărând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închină și înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi este începătura mântuirii. Cetatele plin cu cuvântul Tău și ai porunci pământul să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai rătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însă sunt tot bune împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade ne binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta s-au pus în entitate de robii Tăi, Arhimandritul, Melchisedec cu obștea, Ionel, Ileana, Constantin, Mărioara, Gabriel, Daniel, Irina, Constantin, Andrei, Crenguța, Ancuța, Vasile, Maria, Raluca, Gheorghe, Elisabeta, Ana Maria, Irina, Ioana, Maria, Vasile, Ștefan, Părăstiva, Gabriela, Vali, Cipriana, Adria, Romi, Andreea, Constantin, Rodica, Vasile, George, Victoria, Ileana, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreaptă credință. Și dăruiește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și desfătarea bunătăților Tale celor veșnice. Pentru că cele prea curate sunt prea noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioare Maria, cu ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat. Peste voi toți, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule,
Adeștea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Cel ce de la Duhul cel Preasfânt și din Maria Fecioara a primit a se întrupa pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tot lăudaților apostoli, ale celor între Sfinți, părinților noștri, Mardascle, Lumii și Ierar, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Ierar, Nicolae, al Mirelor Lichiei, Genade de la Putna, Nectare de Egina și Iacob Putneanul, ale Sfinților Mari, Mucenici Gheorghe, purtător de birință, Mina și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei, ctitorul și ocrotitorul acestui sfânt locaș, ale Sfinților cuvioși părinți Daniel Sihastru, Ioan Iacob Păzevitul, Sila, Paisie, Nathan și Arsenie, Alexie și Filare, ale Sfintelor Preacuvioase, Maici Parascheva, Dălea și Teodora de Asicla, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori.